Avalanșă în Munții Retezat. Doi copii de 13 și 14 ani au murit îngropați de valul de zăpadă, iar alte 3 persoane au fost rănite. Autoritățile s-au mobilizat și au trimis în zonă salvamontiști, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, dar și salvatori de la Jandarmeria Montană. În plus, se ia în calcul chiar și trimiterea unui elicopter SMURD în zonă. Cele 5 persoane surprinse de avalanșă erau turiști și se aflau pe un traseu de vară în zona Bucura-Peleaga. Este stare de alertă în Munții Retezat după ce 5 turiști au fost surprinși de avalanșă, iar 2 dintre ei, în vârstă de doar 13 și 14 ani, au murit după ce au fost înghițiți de valul de nămeți. Ceilalți 3 adulți sunt încă pe munte, iar salvatorii care încearcă să ajungă la ei spun că aceștia sunt acum în afara oricărui pericol. Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Salvamontul, dar și Jandarmeria au plecat pentru a-i ajuta pe cei rămași captivi în zăpadă. Alarma s-a dat în jurul orei 14 și 40 de minute când un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că 5 persoane au fost surprinse de o avalanșă în Munții Retezat. Cei 3 adulți au fost scoși din nămeți în ultimul moment, însă pentru cei 2 copii nu s-a mai putut face nimic. Un bărbat a sesizat printr-un apel la numărul de urgență 112, faptul că în masivul Retezat s-a produs o avalanșă care a surprins 5 turiști. Avalanșa a avut loc la aproximativ 1800 de metri altitudine din ce am fost informat. Au fost mobilizate forțe din partea ISU, Hunedoara, din partea Salvamontului, Hunedoara și a Jandarmeriei Montane, Hunedoara. Urmau să se întâlnească cu un grup care coborea deja de acolo să-i ghideze către o zonă de siguranță, dar o parte să meargă mai departe pentru că au fost lăsate cele 2 persoane decedate la fața locului. Tragedia s-a produs pe traseul Peleaga, unde în ultimele zile a nins abundent și s-a depus un strat de 50-60 de centimetri. Mai exact, o pulbere așezată peste un strat înghețat de zăpadă. În plus, vântul suflă cu putere în zonă. Salvamontiștii avertizează că riscul de producere a unor avalanșe pe traseele montane din Carpații Meridionali este mare încă de ieri. Ninsorile din ultimele 24 de ore au făcut ca stratul de zăpadă la cota 2000 să măsoare 154 de centimetri. Încă de ieri, salvatorii au solicitat turiștilor care practică sporturile de iarnă să nu se aventureze la altitudini de peste 1800 de metri, riscul producerii unor avalanșe fiind foarte mare după ninsorile din ultimele 3 zile.